Salutare, dragilor, bine ați venit! Să începem cu o aplicație numită Snapseed. Să deschidem o fotografie, să alegem noi de aici acest brad frumos. După cum vedeți, avem câteva instrumente, filtre și așa mai departe, interesante. Să începem cu un HDR Scape. Wow, ce frumos, ce schimbare! Să verificăm luminozitatea. Saturația. Arată ok. Să dăm salvare. Apoi să mai modificăm puțin din ce să alegem noi, din optimizarea normală, contrastul puțin mai mare. Ambianța să fie mai deschisă, mai luminată imaginea. Zonele luminoase poți și mai mari. E mai călduroasă, salvăm iar. După care urmăm încețoșarea. Ia să vedem ce efect putem să dăm noi. Are niște efecte foarte, foarte inteligente. Da? Vrem și ia să vedem. Perfect. Arată foarte bine. Să vedem ce putem adăuga. Niște contrast tonal. Să vedem cum jucăm noi cu tonurile. Arată mai bine acum. Ia să vedem ce putem adăuga noi acum. De dramă. Saturația mai mare. Foarte interesante filtrele astea. O aplicație destul de frumoasă. Intrăm la Retrolux. Ceva retro. Style retro. Contrastul puțin mai ridicat. Intensitatea mai ridicată. Apoi infiltrații de lumină, se vadă mai luminat și salvăm. Iată o imagine foarte frumoasă. Să salvăm. Și aceasta a fost Snapseed. O nouă aplicație numită Photo Editor, la fel de excepțională ca cea de dinainte. Alegem o imagine. Aceasta. Zăpadă și așa este sezonul de iernii. Avem câteva efecte High Definition, Illuminate, Color Fix. Noi alegem Illuminate, pare mai interesantă. Dăm Apply. Efecte. După cum vedeți, avem câteva filtre. Light, Avenue și așa mai departe. Ce mai avem aici? Sage. Alegem Centrul, pare mai interesantă. Focus. Puțin mai mare. Cred că e puțin cam mare. Stai să puțin mai mic. Ok, cred că e bine așa. Să vedem altceva ce putem alege. Brightness-ul. Puțin mai mic. E puțin mai întunecat, doar este seară. Apply. Contrastul la fel, puțin mai ridicat, să fie puțin întunecat. Pare ok. Saturația să fie mai puternică, mai ridicată. Culoarea să fie mai ridicată. Sharpness-ul e pus la fel și mai ridicat. Mai strident. Apply. Cam acesta ar fi aplicația a doua, Photo Editor. O salvăm. Cam atât. O a treia aplicație, numită Fotodirector, cred că este și una preferată, să zic așa. După cum vedeți, are foarte multe filtre, foarte multe ajustări. Basic Edit, Adjustment, White Balance, Tone, Curves
și nu numai. Ia să vedem ce mai avem. Blender, install fill, frame-uri. Ia să intrăm la adjustment, tonuri. După cum vedeți, se poate și închide și deschide imaginea. Noi o vom deschide. Vom intra la curve. Vom închide puțin culorile, să fie puțin mai închise. Vom da apply. După care vom intra la saturație. Vom densifica culorile puțin, să fie mai ample. Removal, o opțiune bună. Să vedem dacă putem să ștergem câteva obiecte din imagine. Foarte simplu, vom da doar cu degetul pe imagine. Am greșit. Prima încercare nereușită. Vom încerca cu altă zonă. Vom da apply. Foarte interesant. Foarte interesant. Să mai ștergem puțin și aici jos. Vom da apply din nou. Cât de cât. O eroare. Să dăm toată marginea asta mai multă. Apply. Așteptăm. Efectul nu este cel dorit, dar o lăsăm așa pentru început. Să vedem ce mai avem. Efect. După cum vedeți, multe filtre. Foarte multe filtre. Muștar retro. HDR. Dramatic. Dreamy. Highlights. Foarte multe efecte. Foarte multe filtre. Vom instala câteva filuri. Pe fundal se vor vedea câteva modificări. Iar cam asta este tot. Vom da salvare. Și cam aceasta este a treia aplicație. Dacă v-au plăcut recomandările noastre, nu uitați să dați un subscribe, un like la acest video.